Eu nu știu cum e drumul tău și cum e viața ta, dar știu că Dumnezeu te cunoaște. Înaintea Lui tot e gol și descoperit. Eu nu te-aș chema la o biserică, eu te chem la Hristos. Poate că ai fost odată pe cale și ai luat-o încet. Poate că ai fost toată cu crucea în spate și ai pus-o jos, acum și te-ai tolănit pe ea și dormi pe cruce. Poate că n-ai cunoscut niciodată calea mântuirii. Poate că ai o casă bună, poate că ai ce mânca, nu mai ai frica zilei de mâine, ai un serviciu bun, ai o mașină bună, dar nu te vor satisface niciodată, prietene. Ascultă-mă. Vei simți tot timpul că ești neîmplinită și neîmplinit. Fericirea nu constă în lucruri, ci în Hristos. Că îți dorești un lucru și ți-l cumperi și după ce l-ai cumpărat îți dai seama că nu-l mai iubești. Pentru că lucrurile nu-ți pot umple viața. Singurul care poate să-ți dea fericire adevărat e Hristos. Dacă este cineva și vrea să mă rog, stăm toți cu ochii închiși. Poate că e ultima dată când Dumnezeu îți mai face invitație prin mine. Poate de mâine vă vorbi în locul meu. Moartea, spitalul, boala, singurătatea, trădarea. Că Dumnezeu, dacă te iubește grozav, sare cu picioarele pe tine. Ne om te face. Mai bine vină-te acum cât e invitația bună. Și vină și spune Domnului Hristoase, vreau să mă întorc din toată inima la tine. Dacă este cineva pentru care să mă rog în seara asta, toți stați cu ochii închiși, vă rog să vă rugați în duhurile voastre pentru ei. Ridici mâna dreaptă sus și spui, Iisuse, sunt aici. Atinge-te de mine că a rătăcit calea. Sau n-am cunoscut-o niciodată și vreau să mă pun pe cale. Poate s-o ruga maică-ta pentru tine, taică-t-o, bunicii, străbunicii, și tu te-ai mânat pasul ăsta. Să nu fie un prea târziu pentru tine noaptea asta. Pentru că te iubea și Dumnezeu te-a dus în locul acesta. Putea să te ducă la chirurgie plastică sau la terapie intensivă. Dacă este cineva să ridice mâna dreaptă sus și mă rog pentru tine, Domnul să te binecuvânteze. Și pe tine. Și pe tine. Și pe tine. Rugați-vă în continuare. Mai trebuie să fie un soț și o soție neapărat în seara asta. Soț, soție. Sunteți pentru prima dată aici. Domnul vrea să se atingă de dumneavoastră. Hristos a plecat încet, încet din viața voastră ca familie. Nu vă fie rușine. Domnul să vă binecuvinteze. Așa este. Amândoi ridicați mâna. Haleluia. Haleluia. Era managantă, era managantă, filtă, era luat. Hristoase. 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 Duhule Sfinte. Atotputernic Tată, cei ce au ridicat o mână, fie apucați de tine în seara aceasta. Și ce prins tu mâna ta, nimeni nu mai poate lua vreodată. Ești Dumnezeu mântuirii, ești Dumnezeu vindecării, ești Dumnezeu puterii. Satan să pleci din viața lor. Mustrăm orice duh care a venit să fure bucuria închinării lor și bucuria mântuirii lor. Orice legătură demonică, orice blestem, orice influență demonică să plece în numele lui Iisus Hristos. Diavole, n-ai putere asupra lor. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este viu. Sângele lui Iisus Hristos peste ei și peste familiile lor. Haleluia. 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 Continuați să vă rugați. Mai este o tânără, cred că îmbrăcată în haine negre. Mai în spate trebuie să fie. Domnul seara aceasta vrea să-ți dea și ție mântuire. Nu-ți fie rușine. Ce, Domnul, cine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu de el. Toți stăm cu ochii închiși. Ridică mâna ca să vadă Dumnezeu că ți-o trecut rușinea. Așa. Domnul să te binecuvinteze. Haleluia. Sângele lui Iisus Hristos.
peste biserică, puterea Duhului Sfânt peste biserică, numele lui Iisus Hristos peste biserică. Aleluia! Aleluia! Continuați să vă rugați, Duhule Sfinte, adu mântuire în poporul Tău, adu sfințenie în poporul Tău, umple-ne cu prezența Ta și cu pacea Ta, umple-ne cu adevărul Tău și cu cunoștința adevărului Tău, cu Biblia, umple-ne cu pacea Ta și cu binecuvântarea Ta și cu puterea Ta și cu biruința Ta. Dă-l afară pe satana din ochii noștri, din mintea noastră, curățește mintea noastră, computerele noastre, viața noastră, trăirile noastre, gândurile noastre. Mustrăm orice duh de curvie, de pornografie, de alcool, de beție în numele lui Iisus Hristos. Duh de ceartă și neputință. Satan, să pleci din viața noastră. Să pleci, n-ai putere, diavole. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Continuați să vă rugați, să mulțumiți lui Dumnezeu. Poate ultima rugăciune pe care mai facem în viața aceasta, poate că deja Dumnezeu o hotărâ pentru noi să plecăm de aici. Adă, Doamne, ziua aceea, Maranata, Maranata. Continuați să vă rugați. Aleluia. 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 Sângele Tău.
Dumnezeu poate să atingă de omul ăsta de față. Fă-i ungerea, te rog frumos. Cum te cheamă pe tine? Eugen. Vreau să îndreptați toți mâna dreaptă spre Eugen. Nimeni nu ne poate bate pe noi. Iisus Hristos e de partea noastră. Împreună suntem o forță. Duh de credință vină peste biserica ta. Dacă ne uităm la Eugen, ochii noștri s-ar putea să spună, îndoiți-vă. Dar noi ne uităm la Iisus Hristos. Vreau ca toată biserica să se roage pentru Eugen. Dumnezeu are ultimul cuvânt în universul acesta. Rugați-vă pentru ca Dumnezeu să ierte păcatele, Dumnezeu să-i sfințească viața, Dumnezeu să-l vindece. Aleluia. Întură-te tu, Tată. Seara minunilor, Doamne. Am spus că locul acesta vom vedea minuni, Doamne. O, Doamne, noi credem... Oameni buni, îl învățăm pe Eugen în seara asta să spună mereu ceea ce spune psalmistul. Nu voi muri, ci voi trăi. Amin. Și voi povesti lucrările Domnului. Vă rog frumos și dumneavoastră să ziceți lucrurile astea, că de multe ori ați zis, mai bine aș muri. Ascultă-mă, nu morți laudă pe Domnul. Să vă iasă din cap prostiile astea. Trebuie să spuneți începând din seara asta, nu voi muri și voi trăi. Și voi povesti lucrările Domnului. Aleluia. Și voi muri. Haideți să ne predăm cu toată biserica înaintea Domnului. Ultima cântare din seara asta, Doamne, mă predau ție cu toată ființa mea. Ajută-mă să mă pocăiesc, Doamne, că viața asta de pocăita mea e ca șchiopă, Doamne. Șchiopătesc de amândouă picioare. Haideți să cântăm împreună ultima cântare din seara asta.